În seara aceasta, Ana mi s-a părut uh, că a revenit la Ana de dinainte a uh, relației cu Mihai. Știți că la începutul competiției era foarte veselă și glumeață, iar uh, după a intrat așa într-o tristețe. Acum uh, parcă și-a revenit, a făcut glume, dar tot cu Mihai. Îl întreba dacă nu vrea și el uh, cremvuș, ceea ce mânca raul și... Isabel, plus că Raul și Mihai sunt îmbrăcați la fel și toți se fac glume pe seama celor doi uh, frații uh, Petreuș. După i-a zis, uh, mai mult așa ca o înțepătură a sunat uh, Ana lui Mihai uh, să vină la masă, că el mai lipsește de acolo. Nu știu dacă se referea la îmbrăcăminte sau la faptul că lui Isabel i-a plăcut Mihai. Mihai spunea că nu vine acolo la masă, că este rușine și Ana a întrebat de cine să-i fie rușine, că dacă are cineva treabă cu el, ia, ia acolo să-l apere. După Ana zicea, băi, Raul, da, pe Mihai nu-l chem să mănânce, ia uite că e poftă și lui. Și Raul spunea că deja l-a chemat, dar nu a vrut.